Hai, spune-ne unde ești în primul rând în acest moment. Sunt în aeroport în Cracovia. Urmează acum la ora 6:25 să decolez spre Varșovia și după să iau spre București. Alt zbor. A reușit să ajungi în Polonia. Când ai plecat? Tu ai plecat din Lviv? Am plecat ieri pe la ora 4:30. La în jur de ora 7 am fost la vamă și am stat cam 14 ore până am trecut vama din Ucraina spre Polonia. După care am mai stat încă 2 ore la vama din Polonia ca să ies în oraș. Se mergea atât de greu, era multă lume care părăsea țara, mă gândesc. Multă lume. Cred că în jur, când am ajuns, cred că erau în jur de 3-4 mii de persoane, cel puțin. A fost un șoc pentru tine, că nu te așteptai, tu fiind în partea de vest a Ucrainei, aproape de Polonia, nu te așteptai să ajungă conflictul și acolo. Da, sincer, cum am vorbit la început, unde în zona unde stăteam eu încă nu intrase panică așa în lume. După ședința pe care am avut-o la club cu conducătorii, am decis să plec acasă și eu, împreună cu un coleg francez, ne-a luat un domn de la club cu mașina să ne ducă la vamă, dar că cu 10 km înainte de vamă a fost foarte mare aglomerație și a trebuit să coborâm, să o luăm pe jos, pentru că cred că stăteam cel puțin 7-8 ore în mașină. Cred că au fost vreo două accidente, multă lume s-au dat jos din mașină și au luat-o pe jos cu copiii, cu bagajele, pe tot. Groaznic, deci ați mers 10 km pe jos? Aproximativ, da. Am mers pe jos pentru că nu, cu mașina nu se mai putea circula. De aia se intrase un tir în șanț și era greu să-l mai scoată. Cum era atmosfera prin oraș? Era panică, lumea pleca? Ai simțit sunetul de la bombardamente? Ai simțit, ai văzut tancuri? În oraș nu am fost în Lviv ca să văd cum este. Pot să spun decât pe ruta pe care am avut-o spre vamă. Pentru că aici, în oraș, în comuna asta unde stăteam la 10 km de oraș, era cât de cât liniște, decât a început să lumea să se ducă pe la market, să facă mai multe cumpărături, erau mai multe mașini pe stradă, ca de obicei. După ce am plecat spre vamă, atunci am văzut adevărata panică, adică am văzut atâta lume și chiar nu venea să cred față de ce era în partea unde stăteam. Te-ai temut? Ți-a fost frică pentru viața ta? Nu, sincer, doar că am rămas surprins, vă dați seama, am ajuns acolo și să vezi 3-4 mii de persoane, o groază de femei cu copii mici în brațe, am rămas așa, nu știu, după ora 8 a scăzut și temperatura, cred că a ajunsese la 1 grad și, nu știu, din 14 ore, cred că 6 am tremurat de fric și ziceam, băi, eu măcar sunt bărbat, adică, da, pot să duc, dar mă gândeam la copiii care erau acolo. Cred că într-un timp, nu știu, erau 15-20 de copii, plângeau într-una de la fric și oboseală. Vă dați seama, am stat 14 ore. Chiar dacă ei au lăsat în nenumărate rânduri să treacă femeile copiii, dar veneau din ce în ce mai mulți copii. Cei de la club, ce ți-au spus acum? Tu mai ești sub contract cu echipa, ți se anulează contractul? Sunt sub contract cu ei, ne-au spus că o să fie probleme de acum încolo ca să ne mai plătească salariile. V-au spus că dacă vrem să ne găsim alt angajament, o să ne ofere actele cu cea mai mare plăcere, adică nu o să ne blocheze și o să ne lasă să mergem să jucăm în altă parte ca să nu pierdem din pregătire. Acum am vorbit și eu cu agentul care m-a adus aici și da, să vedem ce opțiune am. Deocamdată să ajung și eu acasă, că sunt plecat de ieri și n-am avut timp să vorbesc de această chestie.
Colegii tăi ucraineni o să fie înrolați în armată? Nu, nu se pune problema de fotbaliști. Cum am mai spus la un interviu anterior, am un echipă, un băiat care a fost cadru medical și s-ar putea el pe el să-l cheme. În rest, nu, jucătorii nu se pune problema ca să fie chemați. Cât de gravă e situația acolo, că am văzut vorbindu-se inclusiv de oameni care nu pot să părăsească anumite orașe, de faptul că băncile sunt închise și dacă nu ai bani cash e greu să te descurci, de faptul că nu mai este benzină să alimentezi mașina. Da, vă dați seama, situația cred că o să fie din ce în ce mai rea. Eu când am ajuns cu colegul meu din Franța aici în Cracovia, în aeroport, un alt coleg din Croația încă nu trecuse vama. El a ajuns puțin mai târziu față de noi și a prins mai mare aglomerație decât am prins noi. Mă gândesc că răsufli ușurat acum că ai scăpat și abia aștept să te întorci la familie. În mare parte, da. Chiar nu credeam că o să se întâmple chiar așa. Adică mă aștepta să mă duc la vamă, să fie aglomerație, dar ce am văzut acolo, nu. Adică până acum nu mai mi s-a întâmplat să văd atâta lume, să leșine, să începe, să panică, nu știu. M-am simțit, de când m-am dat jos din mașină, m-am simțit ca într-un film din acela de sfârșitul lumii. Când toată lumea își lasă mașinile și voiau la fugă cu copiii, cu bagajele spre vamă. Adică ce am văzut acum nu am mai văzut niciodată.